Visez la Tokyo încă din 2019, după ce am calificat. Îmi place să visez pentru că asta îmi dă motivație la antrenamente și uneori când îmi e greu mă ajută să trec, pentru că îmi reamintește pentru ce lupt. După accidentarea pe care am avut-o în ianuarie, care m-a ținut pe bancă 2 luni, la fel și simptomele grave pe care le-am avut după infectarea cu COVID, niciodată n-am renunțat și asta s-a văzut la campionatul european unde am câștigat argintul, iar acea medalie de argint a însemnat enorm pentru mine. Cumva mi-am demonstrat că da, poți și accidentată, poți și cu o lună de antrenament doar în barcă, pentru că atât am avut, doar o lună de antrenament în barcă. Și după ce am terminat cursa, cum ați văzut la finish, ba râdeam, ba plângeam, iar râdeam în hohote, pentru că mi-au trecut toate lunile de dinainte în minte și cât de greu mi-a fost și câte infiltrații am făcut. Când m-am decis să fac canotaj, a fost doar pentru că voiam să fac ceva nou, pentru că voiam să plec din acel sătuc mic din județul Suceava, unde poate posibilitățile de a face ceva cu viața mea erau mai mici. În primii 7 ani am încercat să pun masă musculară pentru a face canotaj la categoria Open. Nu am reușit. Și apoi domnul antrenor Cristian Maliș cu membrii federației a hotărât să încerce să mă încerce în barca de dublu categorie, care deja era formată din Ionela Lehaci, Ionela Cosmiuc acum, și Andreea Soltanei. Și cumva eu ar fi trebuit să fiu rezervă. Am reușit să câștig locul în acea barcă și de atunci fac echipă cu Ionela. Din 2014 toamna, ceea ce este foarte mult. Dar asta ne-a făcut să ne cunoaștem foarte bine una pe cealaltă și să ne ajutăm și să știm ce să ne spunem unea celelalte când poate una dintre noi e cu moralul mai jos. Participarea la Jocurile Olimpice de la Rio ne-a arătat că putem face față elitei olimpice și că de fapt noi suntem componente ale elitei olimpice și clar ne-a dat încredere că putem participa la următoarele jocuri, adică cele de la Tokyo. Dar noi fiind cele mai mici concurente din canotaj la acea ediție a Jocurilor Olimpice, a însemnat foarte mult pentru noi. Cel mai spectaculos concurs al nostru a fost cel de la Sarasota, campionatul mondial din 2017 și faptul că am câștigat medalia de aur și că noi eram cele mai tinere din acel concurs, încă tineret, a fost ceva de nedescris. Ne-a trebuit și mie și Ionelei multe zile după să realizăm de fapt ce s-a întâmplat. Iar cel mai frumos concurs și cel mai liniștit al nostru a fost următorul campionat mondial, cel de la Plovdiv din 2018. Aș vrea să participăm la Paris, mai ales acum că s-a anunțat oficial că o să fie încă un ciclu olimpic pentru categorie ușoară. Niciodată nu mi-a plăcut să renunț sau să las un lucru neterminat. Și încă n-am terminat treaba. Încă mai am de luat o medalie olimpică. Poate fi acum, poate fi la următoarele jocuri, dar va fi. Antonio ne-a învățat cum să privim logic ce se întâmplă cu organismul nostru în timpul unei curse. Să nu ne ducem cu frică la start. Cumva ne-a învățat să vedem valoarea noastră și să conștientizăm cât de bun suntem și că noi putem domina. Că orice provocare e de fapt o oportunitate. Diferența dintre locul 1 și locul 6 la Olimpiadă îl va face luciditatea, îl va face puterea noastră de concentrare și puterea noastră de a ne elimina stresul pe care involuntar oamenii din exterior îl pun pe noi.
Ionelei aș vrea să-i zic doar așa, împreună până la capăt. Mă uit în dreapta, stânga, înainte să ne dea startul, apoi la ea și eu îi zic, hai, baftă. Și ea îmi zice mereu, tu du-te că eu vin. Prin acea frază devenim una, devenim barca de dublu, nu mai suntem Gianina și Ionela, suntem una. Și știu că e cu mine și știu că dă mai mult decât poate și mai mult decât crede ea în momentul ăla că poate, pentru a ne îndeplini amândouă visul. Thank you.